Un oraș trăiește prin oamenii săi. Orașul, indiferent cum se numește, adună în marginile sale o comunitate. Noi, oamenii, suntem diferiți și asta e firesc. Oamenii își doresc fiecare dintre ei lucruri foarte simple. Liniște, siguranță, locuri de muncă, respect și viitor. Oamenii vor să poată avea grijă de familia lor, de copii, de cei cărunți și de cei copleșiți de nevoie. Un oraș nu este o noțiune abstractă. Orașul trăiește doar pentru că este ființat de caractere, doar pentru că este bucurat de copii și de râsetele lor. Orice oraș are un trecut, dar trăiește pentru viitorul oamenilor săi. Nu-l poți iubi dacă nu-l înțelegi și nu-l poți înțelege dacă nu iubești pur și simplu oamenii orașului. Sunt Ștefan Alexandru Băișanu și vă spun tuturor că Suceava se iubește, nu se stăpânește.